Unul dintre jucătorii emblematici ai istoriei petrolului, Eduard Iuhas, a împlinit chiar în ziua meciului cu Unirea Slobozia 80 de ani, iar momentul nu putea fi trecut cu vederea. Seniorul a fost invitat să dea lovitura de începere a meciului cu Unirea Slobozia, acțiune aplaudată la scenă deschisă de către toți cei prezenți. Campion cu petrolul în 1966 și martor din teren la tripla de poveste cu FC Liverpool, atunci când a jucat în primul meci, ratându-le pe celelalte două din cauza unei accidentări, Eddie Iuhas și-a dedicat mare parte a activității sale profesionale culorilor galben-albastre.